Bun venit la un nou episod de vlog, ceva foarte neobișnuit. N-am făcut chestia asta până acum și n-am făcut-o de mult. Sunt într-o sală de box cu Mihai. Cu Mihai. Salut. Mihai este un sportiv, un sportiv polivalent. Ce tipuri de sport de contact ai făcut până acum? Am făcut kickboxing, wushu, thai box și box. Deci suntem unde trebuie. Ce credeți? Suntem la o sală de la Metrorex. Deci nu cea cu care v-am obișnuit, ci o sală specific de box. Care arată... O să vă fac o prezentare puțin mai târziu. Da, e foarte oscur, dar... Deci am văzut, vă place așa. O să vă prezint puțin mai târziu. Uitați, oglinzi de metrou. Îi dăm drumul la încălzire și o să vă filmez pe parcurs. E tot alt tip de efort, mult mai greu, mult mai intens, care nu s-a obișnuit, total afară din zona mea de confort. Zona mea de confort e în Timișoara și eu sunt aici, deci atât de departe. Te-a plăcut foarte frumos și sper să învăț câte ceva cu ocazia asta, pentru că sunt zero. Doesn't
Asta merge aici? Sunt doar că, cine spune că fitness-ul, turismul și mai greu sport, habar n-are cum să dat de sportul. Cu turism lucrezi din zona de confort, faci câte serii vrei, dacă nu vrei nu mai faci. Aici durează numai încălzirea undeva la jumătate de oră. Și pentru cineva ca mine care n-are rezistență, îți vine să pleci acasă după încălzire. Dar totuși, din păcate, abia după încălzire începe antrenamentul, propriu zis. Sunt doar că uitați-vă un pedat ca cum arată. Și nu suntem nici la jumătate antrenament. Cât mai din antrenament? Cât mai din antrenament? Mai avem jumătate. Jumătate. Deci dați-vă seama cât de morți sunt. Și totuși am mai făcut astăzi un cardio. Nu am clienți. Deci n-am stat tocmai degeaba. Și asta înseamnă că oarecare rezistență la efort am. Dar doar oarecare. Să nu ne bătăm cu apă chioară. Mihai este un foarte, foarte bun antrenor. Vegan, dinaintea mea, pentru care mai bine de jumătate am un an ceva de genul, cât timp de vegan și, cum v-a spus și el, mă, tipul campion, dar mai multe sporturi de contact, trage și de fiare între timp, antrenează și clienți, ce barbă în colțuri am, pachetată cu rindeaua, așa, și deci un băiat foarte deosebit, sunt puțin ca el, atât de polivalenții, și un foarte bun pedagog. Și acum încerc să strâng cu mănușile. Hai să vedem. Merge. Așa e bine? Pe acolo? Da? Ce facem aici? Vreți să facem în ring? Și tot îmi vine mie să facem în ring. Pentru că e altă atmosferă. Da, frate, în ring. Te simți altfel. Mergem în ring. Urați-mi Rest in Peace. Și Valar Morghulis.
două sferturi de runde, unde am luat eu, și s-a parat și un amatis de loc, și e ok. Ce asta înseamnă? Condiționare. Cu risc că vorbim de condiționare, ne referim la adaptarea la un anumit tip de antrenament, fie vorba de volum sau de hit. Aici e vorba de alte de condiționare. Ce înseamnă să faci cardio? Da. Te-a spus, acasă. Tu? Nu faci cardio. Asta e singurul cardio care îmi place. Sunt sigur că sunt mulți care le place. Cred de plăcut, e instructiv, înveți lucruri noi. Creierul face conexiuni noi pe care nu le aveai înainte, să mai beneficii. Plus că e educativ, e un skill pe care îl înveți. Ce o să uiți mai devreme, că au luat niște turbine, sunt ventilatoare din spatele meu, industriale, ca dintr-un film de groază. Și acum vreau să vă arăt ceva ce n-ați mai văzut și pentru mine arată foarte, foarte interesant. Sper să vă placă. Știți că sunt mare fan chestii old school, chestii vechi, și acum am o chestie super, super veche pentru voi. Este o sală de fiare improvizată, aici e sala de box. Tot într-o sală de box m-am apucat și eu de fiare acum foarte mulți ani, acum 18 ani, 17 ani. De fapt, 18, da. Avem aici o bicicletă, avem 3 scaune de metrou, avem de sub discuri, nu știu de cât sunt, dar arată... sunt ca la metrou Rex în partea cealaltă. Avem o ganteră cu bilă, nu cred că ați mai văzut așa ceva, două opritori, bicicleta Kedler care... Poate arată rudimentar și poate o să râdeți, dar astea n-au moarte. Îmi pare că funcționează perfect și acum. În spate este un aparat de ceva, probabil abdomene, mă gândesc. Iar din coace avem încă un set de gantere, una de un kil probabil, niște discuri mici, probabil de pus pe baraia cu filet. Avem perechea de la gantera cu bilă. Wow, ganteră V, nu văd bine. Cine poate o face cu aia? Ați văzut vreodată așa ceva? Ganteră V. Wow, aia chiar e noutat. Avem un baros, dacă văd eu bine. Și e posibil să fie genul de baros care se folosește pentru... Poate zic o mare prostie acum. Dar e posibil să se folosească chiar la șinele de metrou. Habar n-am. Și aici alte... bări și gantere și atenție ce vede ochiul meu de vulturi, nu știu dacă vede și al vostru, în spatele gratiilor mai este încă o sală. Ceea ce lucește acolo este o pereche de discuri. Deci o să-l întrebăm pe Mihai, care probabil știe sala mai bine decât mine, cam ce se petrece pe aici, ce e în spate acolo. Pare să fie încă o sală. Foarte tare. Și acum o privire de ansamblu, avem Hall of Fame-ul, Clubul Sportiv Metrorex, apariți niște reviste, vestiarele, pe drumul acolo se află un WC-ul foarte puțin mai insalubru decât cel de la Metrorex unde mă antrenez eu. Aici avem o bancă de împins, este aproape identică cu banca unde am făcut prima dată împins și pentru curiozitatea voastră am făcut cu 20 de kg 10 repetări maxim la 16 ani, deci eram absolut terminat, n-aveam nicio treabă cu forță. Nu, că acum și foarte puternic. O serie de tari de box. Oglinzile. Mă sunt în ringul de box acum, unde mai mult vorbesc decât mă antrenez. Și acolo unde se face sparring. Hai să vedem pe Mihai în acțiune. I am in the somber sky. I am hearing all the
spuneam că suntem la sala de box, nu la coafor. Spre casă și vreau să vă zic că pe drum mă plictiseam, n-aveam ce să fac și am zis hai să mă uit și eu la ce am filmat, să văd și cum mă mișc. Mă așteptam să fiu slab, știam că sunt slab, adică nu vă gândiți că am făcut episodul ăsta pentru că eram bun și vreau să vă arăt că sunt bun. Știam că sunt slab. Dar că m-am văzut cu adevărat cât de slab mă mișc, cât de teleghidat, cât de telefonat și cât de înfipt, fără joc de picioare, fără nimic, m-a lovit realitatea bine de tot. Deci trebuie să revin și trebuie să progresez. Asta e primul pas către progres, practic. Să realizezi că e slab și să vrei să te îmbunătățești. Dar totuși nu vine să cred că de slab sunt. Uitându-te la unii care fac treaba asta, să pară ușoară, cei de la televizor, cei din meciurile de MMA, meciurile de box, meciurile de kick, fac să pară totul atât de ușor încât ai impresia că și tu poți, și tu te miști bine, și tu lovești cu putere, și tu ai rezistență, și tu duci 12 runde, sau 3 runde, sau 5 runde. Adevărul e că nu le duci și n-ai nici forța, nici rezistența, nici skill-ul, nici nimic din tot ce presupune un sport pentru care nu ești pregătit. Cu ocazia asta observ și că m-am tras la față, salvarea ce s-au de fundal probabil vine după mine. Mă aștept cu un subscribe la canalul meu de YouTube, cum fac un pe Instagram la Marius Gianfic, iar pe Facebook mă găsiți Mitrache Marius.